Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a oferit vineri 8 decembrie 2023 alimente Episcopiei de Bălți, subordonată Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române. Acțiunea social-filantropică a avut loc în cadrul campaniei Daruri în cinstea Pruncului Iisus, derulată pe ambele maluri ale Prutului la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale din Dealul Mare. Din delegația care a ajuns la sediul Episcopiei de Bălți au mai făcut parte protosinghelul Iorest Gora, secretarul așezământului monastic, și părintele Nicolae Tverdostup de la parohia Romanovca, protopopiatul Ungheni, arhiepiscopia Chișinăului. Câteva tone de alimente au fost cumpărate de la un centru comercial din Bălți pentru a ajunge în perioada următoare la românii de pe cuprinsul Episcopiei de Bălți, care se confruntă cu lipsuri materiale. Delegația a fost întâmpinată de preasfințitul părinte Antonie, episcopul de Bălți, care a apreciat jertfa părintelui stareț Nicodim și a celor care îl sprijină în actele de binefacere. Pentru Episcopia de Bălți astăzi este o zi cu mult soare și cu multă binecuvântare, pentru că în ospeție la noi a venit părintele Nicodim, starețul mănăstirii Hadâmbu, care a adus un mare dar pentru noi, și anume este vorba de în jur de 2000 de kilograme de alimente. Alimente care vor merge către familiile nevoiașe în ajunul sărbătorilor de iarnă. Ne bucurăm de acest dar, pentru că în felul acesta vom putea să răspundem solicitărilor care au venit din partea a câteva primării care ne-au rugat dacă putem să oferim pachete alimentare familiilor care trec prin greutăți de ordin material. Cred că sunt în jur de peste 150 de familii și sperăm să ajungem la ele cu darurile aduse de părintele Nicodim. Trebuie să spunem că acest dar nu este primul adus de părintele Nicodim în spațiul Episcopiei de Bălți, ci de câțiva ani părintele este alături de noi, ajutându-ne ca să putem și noi, la rândul nostru, să-i ajutăm pe cei care sunt în lipsuri materiale. Părintele este un părinte care iubește mult Basarabia, fapt pentru care îi mulțumim și îl rugăm să nu uite de noi în continuare. Trebuie să mai spunem că multe din activitățile noastre ale Episcopiei de Bălți reușesc grație sprijinului venit din partea părintelui Nicodim. Îi mulțumim și rugăm să rămână în continuare alături de Episcopia de Bălți și, bineînțeles, rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului ca să-l țină cu sănătate și să-i dea puteri ca să facă asemenea fapte bune, cât mai multe, în spațiul basarabian. Amintim că Mănăstirea Hadâmbu sprijină de 5 ani de zile activitatea social-filantropică a Episcopiei de Bălți pentru a întări unitatea de credință și de neam în spațiul basarabian. În același timp, numeroase parohii din pământurile românești din stânga Prutului au fost ajutate să înceapă sau să continue lucrările aflate în derulare. Pe 1 decembrie 2023 a fost pusă piatra de temelie a paraclisului viitoarei catedrale episcopale din Bălți. Primele danii pentru acest locaj au venit de la Mănăstirea Hadâmbu prin dragostea părintelui stareț Nicodim.